Fanii echipei Corvinul Hunedoara sunt așteptați din nou pe teren pentru a susține favoriții. Astfel, primul meci din grupele Cupei României aduce la Hunedoara un adversar puternic, Chindia Târgoviște, fostă prim-divizionară. Duelul cu gruparea dâmbovițeană este programat mâine de la ora 17 pe arena Michael Klein. După primul eșec din ultimele 15 luni al echipei Corvinul Hunedoara în fața viitorului Pandurii Târgu Jiu, meci disputat la finalul săptămânii trecute, albaștrii se pregătesc de un nou joc. De data aceasta, pe stadionul Michael Klein din Hunedoara, oaspeți vor fi cei de la Chindia Târgoviște. E un meci de cupă, specificul lor, ne mai repetăm. Acum intrăm la analiză, am văzut adversarul. Va fi un meci, ce am văzut, i-am văzut și două meciuri integrale și ultimul meci am luat ceva informații de la Cosmin, de la Stan. Va fi un meci alt specific, un meci de cupă în care e clar că ne dorim victoria, dar vedem după meciul de miercuri ce vom obține. Este un meci cu o echipă care are în componențe jucători cu ștate vechi la Liga 1, Liga 2 sau și Liga 1. Ne va aștepta un meci interesant, dar noi ne propunem să câștigăm și cred că toți suntem capacitați la meciul care urmează. Cât despre suporteri, Kindriș spune că îi așteptăm lângă noi să ne susțină și să fie al de jucător pentru noi.